Acum am plăcerea să filmez în cele trei compartimente destinate masculilor din lotul de zbor, aparținând multiplui campion și maestru emeric Columbofil, domnul Bircea Cosmin din Răzvad Dâmbovița. Aveți marfă serioasă aici, ce să mai... Avem un pic și... Super! Suntem mulțumiți cum am început anul ăsta. Am debutat chiar cu dreptul, fiind locul 1 și locul 2 la Ianca, din 15.000 de porumbei. Etapa trecută, locul 1 din 5.000. Stați bine. Am început bine, foarte bine. Cu ce numeric de porumbei începeți? Difer așa de la an la an, în jur de 75-80, maxim 80, niciodată nu... Nu mai mult de 80, nu? Nu mai mult de 80. Zburați și mascul și femele? Zburam și mascul și femele, da. Și mascul și femele, dar nu... Ambii parteneri pleacă la zbor, nu da. Au parteneri acasă sau... Nu. Da. Ambii merg la zbor. Păsări tinere și mature? Lotul e foarte tânăr anul ăsta. Cred că 70% din ei, am avut din 75 50 de yearlings. Și restul au fost numai porumbei de 2020-2019. Da. Am avut un lot tânăr, dar care deocamdată se țin. Am riscat eu un pic cu ei pe munte, am pierdut câțiva yearlings, dar a fost o greșeală că i-am băgat acolo. Trebuia să-i mai țin eu aici la demifond și după aia să... Mai faceți greșeli și astăzi, domnul Cosmin, după atâta mai experiență? Mai fac, a fost o trecere de la Ucraina, eu învățat, îmi veneau porumbei foarte, foarte bine de la fond Ucraina. Hai să-i duc și pe munte yearlingii, dar a fost o greșeală a mea, nu trebuia să-i duc. Toată Uniunea a avut pierderi mari la... Și au fost și foarte grele fond. Cu viteze mici și schimbarea de direcție și peste munte, porumbelul, ca să ajungă în zona asta, trebuie să treacă două lanțuri muntoase, ceea ce cred că da. Este imposibil. Da, s-a oricum foarte greu și dacă nici vremea nu-i ajută și da. Mai capricioasă, atunci la porumbei cu experiență se simte asta. Da, ai mei fiind tineri, da, au mai suferit un pic. Dar noi învățăm, eu zic că tot timpul o să avem ceva de învățat. Și aici este un alt compartiment, aici a fost boxa porumbelului meu favorit, fulgerul. Unde? Vrei să afară acum. Aici este boxa, asta a fost boxa în care a... Da, acolo a zburat el? Da, acolo a zburat el. Cu super, super rezultate. E o boxă norocoasă, să zic da, așa, da? Da. Nu am închis-o, știți cum sunt fotbaliștii de... A, numărul 10 nu se mai distribuie, nu? Nu, n-am închis-o, am lăsat-o încă deschisă. Dar n-a avut niciunul curaj să o spui. Ba da, a luat-o cineva, dar nu mai ies. Sper să iasă încă unul la fel de bun din boxa aia. Da. Da, sunt trei compartimente, acum avem în jur de 30 de masculi. Aici mai avem un exemplar foarte, foarte, foarte frumos. Este tot un fiu din Dinu, care a zburat anul trecut 15 din 15 etape. A fost cu 6 sau 7 as și anul ăsta le are plasate pe toate 7 până acum. Până acum, nu? Tot. Da, 7 din 7. Sper ca anul ăsta să facă, să fie următoarea surpriza mea. Mergeți cu el la echipă în fiecare? Un porumbel care nu a aruncat nicio pană până la ora asta. Da. Un porumbel tot cu coada în jos, așa cum îmi plac mie. nici din partea asta nu a aruncat nimic. Sper să-mi facă o surpriză anul ăsta. Un porumbel de 2018. 15 din 15, 3 Nicolaevuri a avut. 3 etape de peste 500. Acolo avem, aici avem doi fii din fulgerul.
stropitul ăla, stropitul, da, și stropitul celălalt. Și mama lui Fulger, mama puilor, a fost o femelă de Sandu Cazacu, că tot da, am mai amintit de el, și din Leo Heremans, a fost, la el a fost cea mai bună reproducătoare a lui, a lui Sandu. Și fratele, da. Da, fratele e acolo. L-am filmat, da. Super, altă porumbă e ok. Da, stau și fiecare pe boxa lui, e bine. Da, i-am mai deranjat noi acum un pic, erau mai calmi un pic, dar... Erau la odihnă, când am venit, erau la odihnă, da. Odihnă, da. Avem un pic de ghinion weekendul ăsta, erau pregătiți până acum, au fost duși de vreo 3 ori la antrenamente, dar se pare că weekendul ăsta nu ne lasă vremea, da, și... Da, se-a întâmplat, într-adevăr. Și cred că nu se va îmbarca. Mai le faceți niște antrenamente ca să țineți în formă, nu? O să le fac antrenamente acum în jurul casei. Nu... Da. Le țin în jurul casei și dimineața și seara, în jur de 30-45 de minute și cam atât. Da. Mâncarea este baza oricărui sportiv. Mâncarea de calitate, de nu? De calitate, da. Așa e. Super frumos. Iată-i, au ieșit pe culoar. Mai aveți pe cineva care vă ajută în pregătirea lor? Da, mai am. Mai aveți, nu? Pentru că sunt spațiile mari, da, și numericul la fel... Și la mat, că avem foarte mulți porumbei și... Da, mă gândesc. M-am băiat care mă ajută foarte, foarte mult. Mă ajută un pic cu trezitul dimineața, că el îi prinde, el îi duce. A, da? Da. Eu zic că asta e cea mai grea... Cea mai grea mâncă, sezonul de... Da. Și dacă nu te trezești de dimineață cu ei, nici nu faci nimic. Da. Să-i lansezi la prima oră, când soarele răsare? Da. Corect. Mergem și la femele, dacă sunteți amabil? Mergem un pic și la femele.